Îi dau cuvântul domnului Florin Frunză, CEO Met România Energy, pentru intervenția sa inițială. Este pornit, ar trebui să funcționeze. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. După antevorbitorii mei, cred că ce mai rămas mie de spus este da, așa este. Pentru că să se facă, da, pentru că sunt lucruri care s-au punctat foarte bine în minutele dinainte și nu e prima dată când se spun lucrurile astea. S-a vorbit foarte mult despre valuri. Vine un nou val de investitori. N-am avut un prim val din ăsta prin 2010, nu? Și dacă vă uitați la televizor sau poate ați avut ocazia să vedeți locuri unde oamenii fac surf, ce se întâmplă după ce trece un val din ăsta? Stau pe placă, pe burtă și nuată așa de colo-colo și așteaptă un nou val. Au trecut cam 12 ani și acum vorbim de un nou val. Nu cred că ne mai permitem să avem valuri odată la 12 ani. Cred că asta este foarte important. Avem nevoie de valuri care să vină des și nu trebuie valuri fenomenal de mari, știți, pe care doar experții, investitori deosebit de pregătiți să poată să meargă pe ele. Avem nevoie de valuri care să poată fi abordate și de investitorii mai mici, investitorii mai medii, de prosumatori chiar. Asta cred că e ce trebuie în perioada următoare. Și lucrurile nu sunt simple, dar nici foarte complicate nu sunt. Da? Din punct de vedere al investitorului, ce avem nevoie? Să știm care e riscul atunci când facem o investiție, să știm cum putem să gestionăm acest risc. Se știe de foarte, foarte multă vreme că una din metodele de a gestiona riscul unei investiții în energie regenerabilă e PPA-ul. Dar foarte puține s-au făcut. Ele abia acum se dezgheață această piață a PPA-ului. Și cred că e un lucru foarte important să-l vedem că se întâmplă. Pentru ca să avem o piață a PPA-urilor dezvoltată, e nevoie să nu avem concurență neloială pentru aceste PPA-uri, prin tot felul de alte scheme pe care consumatorii să fie încurajați să le abordeze și să nu fie stimulați să-și facă aceste contracte. Cred că lucrul ăsta este iarăși foarte important să se întâmple. Problema specialiștilor, eu o văd ca o problemă foarte mare. Primul val din 2010 începuse să creeze și această piață a specialiștilor, să avem experți. Din păcate, valul ăla s-a stins și mulți specialiști s-au văzut de treabă în altă parte. Sunt și în sală niște oameni pe care îi cunosc de foarte mulți ani, dar avem nevoie de mult mai mulți ca să cheltuim miliardele, trilioanele alea de care am auzit. Și să știți că a cheltui banii nu e foarte ușor. Pare simplu, adică toată lumea vorbește să fie fonduri. Dar să știți că atunci când fondurile sunt puse la dispoziție, îți trebuie o foarte mare disciplină, da? Și trebuie să ai un plan extrem de bine făcut și să te ții de el și să ai și cu cine. De asta cred eu că, ok, o să fie niște bani puși, o să mai vină și investitorii privați cu banii lor, dar pentru a-i cheltui mai avem nevoie și de alte lucruri care nu știu cât de bine le avem în momentul ăsta. Văd că apar investitori noi, asta e un lucru care trebuie să ne bucure și trebuie să facem cumva să vină și mai mulți, pentru că asta este ceea ce trebuie. Și să lucrăm foarte mult și cu ce avem. Acum mă refer, de exemplu, la firmele de distribuție. Firmele de distribuție cred că pot să joace un rol foarte, foarte mare în perioada următoare. Sigur că au și ele nevoie de anumite lucruri, dar multe din proiectele astea mici vor fi conectate probabil în distribuție și atunci și acolo se pot face multe lucruri. Vorbeam de rooftop. Eu am așa un vis, sau nu știu cum să spun. Aș vrea ca aceste panouri solare să fie la fel de simplu de instalat cum e instalarea unui aparat de aer condiționat. Te duci la Dedeman, ți-ai ales panoul, ți-l-ai ales cu, să zicem, cu instalare inclusă și într-o săptămână ești prosumator. Asta cred că e un lucru care ar fi bine să tindem în perioada următoare.